Capitolul 15. Fariseii și datina bătrânilor. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu-și spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, ori cu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desființat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Lucrurile care spurcă pe om. Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis: ascultați și înțelegeți. Nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că fariseii au găsit pricină de poticnire în cuvintele pe care le-au auzit? Drept răspuns, el le-a zis: orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și a zis: deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis: și voi tot fără pricepere sunteți? Nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna? Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Femeia cananeancă. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiică mea este muncită rău de un drac! El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. A doua înmulțire a pâinilor. Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. S-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe noroade, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alți bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșează, șchiopii umblă și orbii văd, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel.
Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii i-au zis: de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Iisus. 7, i-au răspuns ei, și puțini peștișori. Atunci Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. A luat cele 7 pâini și peștișorii și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și s-au ridicat 7 coșnițe pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau 4.000 de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei.